Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Slăviți să fie Domnul. Preaiubiți părinți, preaiubiți frați și iubite surori, fie binecuvântat Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care zilnic ne poartă povara, care ne-a dat suflare de viață și ne-a ajutat ca în ziua de astăzi să fim în casa lui Dumnezeu, în locul acesta, și ne-a pus pe buzele noastre și în inimile noastre Duh de viață și ne-a pus apoi cuvânt. Ce minunat este Dumnezeu, pentru că ne-a făcut o făptură atât de minunată. Din toate creaturile, pe noi ne-a înzestat Dumnezeu cu cuvântul. Și acest cuvânt este din Dumnezeu, pentru că spune Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, Sfânta Evanghelie de la Sfântul Ioan, căci la început era cuvântul. Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Iată că și nouă ne-a dat din Dumnezeu cuvântul. Și acest cuvânt, Dumnezeu să ne-l binecuvinteze, ca să putem să grăim acest cuvânt spre slava Lui și să ne îndemnăm și să ne sfătuim prin acest cuvânt unii pe alții, la dragoste și la fapte bune, ca în felul acesta să fim plăcuți lui Dumnezeu și să putem cu toții de împreună să cinstim prin cuvintele noastre, să aducem lui Dumnezeu o jertfă de laudă prin cuvintele noastre. Și am vrea împreună cu frățile voastre astăzi să medităm la Evanghelia zilei de astăzi, pentru că este o Evanghelie atât de frumoasă și atât de minunată, cu așa de minunată învățături și îndemnuri care ne învață cum să ne pregătim noi, unul fiecare, ca să ne întâlnim cu Mântuitorul nostru, cu Dumnezeul nostru, care ne vrea cu o gelozie și cu o dragoste sfântă, să putem să-i slujim Lui, să fim copiii Lui, ca astfel, slujindu-i ca niște copii ascultători, să putem moșteni viața cea veșnică, mântuirea sufletelor noastre. Căci după cum noi suntem părinți și dorim bine copiilor noștri și vrem să le lăsăm o moștenire, așa și Dumnezeu Tatăl, prin Domnul nostru Iisus Hristos, ne-a pregătit un loc minunat în cerul Său cel minunat, căci Domnul Iisus a spus, când s-a dus la cerul, mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Iată ce moștenire ne așteaptă acolo sus, în cerul lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. Noi avem doar datoria ca să-L ascultăm pe Domnul Iisus, să facem voia lui Dumnezeu și ceea ce spunem cu gura noastră la Sfânta Liturghie, pe noi înșine și viața noastră să o dăruim lui Dumnezeu. La acest lucru să ne ajute Bunul Dumnezeu. Și după cum noi ca oameni și ca și copii, fiind la școală, învățătorii noștri și profesorii noștri ne-au educat mai întâi părinții noștri cei 7 ani de acasă, educația familiei și apoi educația școlii și apoi educația bisericii. În școală am învățat cum să ne facem o cerere când avem o problemă în societate, în serviciu care îl avem, cum să ne facem o cerere ca să dobândim ceea ce dorim în scris. Sau chiar și verbal ne adresăm părinților noștri trupești cu o cerere, cu o dorință. Ba mai mult ne adresăm lui Dumnezeu cu o cerere și dorință. Așa spune și cuvântul lui Dumnezeu,
să aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl știe trebuințele noastre, nevoile noastre, dar așteaptă ca noi frumos și plăcut să ne adresăm și să cerem Lui. După cum spune Cuvântul lui Dumnezeu și mamele o știu aceasta, copilului nu-i dă să mănânce. Deși, zice, a trecut ora și este timpul ca să sugă, să mănânce. Ea așteaptă în tăcere ca copilul să plângă, să ceară în felul acesta de mâncare și atunci îi se dă. Așa și Dumnezeu cunoaște toate nevoile și neputințele noastre, dar așteaptă ca prin rugăciune să ne adresăm lui Dumnezeu ca Tată și să-i cerem. Astăzi, în Sfânta noastră Biserică, am văzut această cerere duhovnicească pe care o adresează în cele două Evanghelii. În Evanghelia care s-a citit astăzi de la Matei, capitolul 10, ne spune că sunt cei doi fii al lui Iacob și Ioan. Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, se adresează ei personal la Domnul Iisus și în Evanghelia după Matei vedem că și intervine mama celor doi ucenici. Este foarte interesant. Vedem că și când Domnul Iisus i-a chemat pe cei doi ucenici, pe Iacob și pe Ioan, ei au lăsat pe tatăl lor și cu corabia și-au plecat după Domnul Iisus. Dar aici, în Evanghelia după Matei, vedem că au însoțit pe cei doi ucenici și mama lor. Întrucât ați auzit Evanghelia de la Matei, citindu-se astăzi la Sfânta Biserică, cu ajutorul Domnului aș vrea ca să citim un pic Evanghelia de la Matei, ca să vedem acea mamă cum s-a adresat cu cererea sa Domnului Iisus. Spune la Matei, capitolul 20, versetul 20, atunci a venit la el mama fiilor lui Zebedeu, împreună cu fiii ei, închinându-se și cerând ceva de la el. Iar el a zis, ce voiești? Ea a zis lui, zic ca să șadă acești doi fii ai mei, unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta într-o împărăția ta. Dar Iisus, răspunzând, a zis, nu știi ce ceri. Ce cereți? Și aici mă opresc. Iată că această mamă a venit în fața Domnului Iisus, închinându-se înaintea Lui, înaintea Sfinței sale, și a adresat această cerere. Așa își dădea Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, spune, și-au venit la el Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, zicându-i, învățătorile, voim să ne faci ceea ce îți vom cere de la tine. Iar el le-a zis, ce voiești să vă fac? Iar ei i-au zis, dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și unul și altul de-a stânga ta într-o slavă ta. Dar Iisus le-a răspuns, nu știți ce cereți. Pentru puteți să beți paharul pe care îl voi bea eu sau să vă botezați cu botezul cu care mă voi boteza eu? Și mă opresc aici. Scumpilor noștri, după cum am spus mai dinainte despre această cerere, Domnul Iisus nu că le anulează cererea, ci spune un cuvânt minunat, nu știți ce cereți. Domnul să ne ajute ca să învățăm și noi cum să cerem și ce să cerem. Meditând
la Cuvântul lui Dumnezeu, luând în considerare și pe mama acestor doi ucenici, Salomeia, vom vedea și am văzut în ziua de astăzi trei femei care au venit la Domnul. Este vorba de mama celor doi ucenici, este vorba despre femeia păcătoasă și este vorba despre cuvioasa, sfânta cuvioasă Maria Egipteană. Și vedem că și fiecare a venit în felul ei. Așadar, nu este o cerere tip pentru fiecare, ci fiecare are felul lui și felul ei de a se adresa lui Dumnezeu. Și noi, scumpilor noștri, frați și surori, ca și părinți, și apoi ca și copii, și ca și oameni, avem nevoie să ne adresăm unii altora și toți împreună, personal, lui Dumnezeu. Această mamă s-a gândit la binele copiilor săi, cum ne gândim și noi, ca părinți, la binele copiilor noștri. Dar vedem că și viața aceasta este scurtă și noi suntem călători pe acest pământ și nu avem aici o cetate veșnică, ci suntem în călătorie ca și poporul lui Israel spre țara făgăduinței, spre Canaan. Să nu ne înșelăm cu nădejde înșelătoare, căutând ca să ne fie bine aici pe pământ, doar și lăsând pe planul 2 împărăția lui Dumnezeu și fericirea cea veșnică. Căci mulți sunt oamenii care spun că și nu vor să dea pasărea din mână pe cea din gard spusă. Oamenii vor să pipăiască și să vadă. De aceea avem atâtea exemple minunate din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, ca să ne strângem comori în ceruri, că și acolo unde este comoara noastră, acolo este și sufletul nostru, este și preocuparea noastră, este și dorința noastră. O cunoaștem din experiență unul fiecare. Așadar, să ne strângem comori în ceruri, pentru că mama fiilor lui Zebedeu a vrut bine copiilor săi să stea unul de-a dreapta și unul de-a stânga, crezând că Domnul Iisus va împărăți aici pe pământ. Dar Domnul Iisus a spus că nu știu și ce cer niciunul. Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, dreptatea Lui, neprihănirea Lui și toate celelalte se va îngriji Dumnezeu. Copiii noștri, când sunt mai mici și nepricepuți, nu interesează cu ce sacrificii sau cum părinții îi vor răspunde cererilor lor. Când le foame, când sunt rupte hainele sau încălțămintele, ei știu doar să ceară. Iar de acolo încolo nu-i doare capul, ci grija părinților. Așa și noi, ca credincioși, ca copii al lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să cerem cele duhovnicești. Să căutăm împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte lucruri se va îngriji Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, după cuvântul spus și după poezia surorii noastre, pilda cea frumoasă
ne-a dat-o Domnul nostru Iisus Hristos de smerenie, de slujire. Ceea ce a făcut Domnul Iisus la aceasta, suntem chemați și noi unul fiecare, ca să ne smerim și să slujim unei altora. Slujindu-ne unei altora, să ne îndemnăm unii pe alții și prin dragostea noastră să dăm dovadă de iubire, căci cu toții vrem să moștenim Împărăția lui Dumnezeu, căci acolo nu va fi de-a dreapta și de-a stânga. Mă gândesc când răsare soarele pe bolta cerului, care suntem de-a dreapta și care suntem de-a stânga soarelui? Soarele strălucește și ne luminează și ne încălzește pe toți. Să facem ceea ce a făcut cealaltă femeie, femeia păcătoasă, care n-a spus cuvinte înalte, ci s-a smerit, s-a pocăit, s-a plecat la picioarele Domnului Iisus și a plâns păcatele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei. Cea mai scumpă și mai frumoasă cerere este rugăciunea înlăcrimată, rugăciunea smerită, care am văzut-o și între cei doi care s-au dus la templu, fariseul și cuvameșul. Nu ne putem lăuda în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor nu ne putem lăuda că am făcut sau că facem multe fapte bune și poate foarte bune, dar în fața lui Dumnezeu nu ne putem lăuda cu nimic, că dacă am făcut ceva sau dacă suntem cineva, suntem prin darul și bunătatea lui Dumnezeu. Să mă văd și să ne vedem mereu o slugă, dacă am făcut toate aceste fapte bune, o slugă netrebnică. Am făcut ceea ce eram și ceea ce suntem datori să facem. Dacă facem bine, suntem datori să facem bine. Iar dacă știm să facem binele și nu l-am făcut, acesta se consideră și este un păcat, că am știut și n-am făcut. Se spune că a fost trimis un înger al lui Dumnezeu pe pământ să aducă de pe pământ un lucru prețios și scump. Și acest înger a căutat să ducă ceva frumos și scump și prețios. Dar n-a găsit. Și un om sărac, care nici haine pe el nu avea, era toată zdrențuită, era pe genunchi la rugăciune și se ruga cu lacrimi. Și atunci îngerul a luat o lacrimă și a dus-o la tatăl. Și aceea a fost cea mai valoroasă. Știm că și aceste rugăciuni fierbinți sunt primite înaintea lui Dumnezeu, cum a fost primită și pocăința și căința Mariei Egiptence, care s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu a primit-o și dintr-o femeie păcătoasă a ajuns o sfântă. După cuvântul sfânt, să nu ne pomenim veniți prea târziu la Dumnezeu, crezând că suntem mai buni ca alții, mai drepți, mai sfinți și nu avem așa mari păcate pentru care trebuie ca să ne pocăim și să ne întoarcem la Dumnezeu și să-L căutăm pe Dumnezeu și să-I slujim lui Dumnezeu. Căci Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala și cine dă năvală, cine se sălește, cine aleargă, primește cununa, primește Împărăția lui Dumnezeu și o apucă și o are. Cine stă nepăsător rămâne pe din afară, ca și cele 10 fecioare. 5 au fost înțelepte și și-au strâns ulei
Nu numai în candelă au pus ulei, spune Cuvântul Sfânt, ci și în vase. Iar cele nechipzuite și nebune au zis că mai au vreme. Dar când mirele a venit, a fost târziu și au rămas pe din afară. Iată că spune Sfântul Cuvânt că-și curvarii, bețivii și toți cei păcătoși vor merge înaintea celor care se cred drept și fără de păcat în Împărăția lui Dumnezeu. Și am văzut astăzi că o astfel de femeie s-a mântuit și a devenit sfântă. Iar cei care au crezut că sunt mai buni, cei care au fost și au stat gata să lovească cu piatra, au rămas de rușine și au rămas pe din afară. Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, să se milostivească de mine și de noi, de unul fiecare, ca să ne dea un duh de smerenie, un duh de bunătate, de dragoste și de iubire, ca să putem să ne îngenunchim genunchiul nostru, inima noastră și viața noastră la picioarele crucii Domnului Iisus. Și să putem astfel cu toții împreună să-L slăvim, să-L cinstim și să ne închinem Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.